Salut și bine v-am găsit, prieteni pescari și dragi dependenți de feeder, la un episod de iarnă, ceea ce se dorește să fie un fel de secțiune de sfaturi și trucuri prin tutoriale video. Știm cu toții ce plăcere ne poate aduce pescuitul la feeder, știm părțile bune. Astăzi nu o să vorbim despre ele, astăzi o să vorbim despre una din neplăcerile pescuitului la feeder, ceva ce ni se întâmplă tuturor de-a lungul timpului și nu doar o singură dată, blocarea vârfului în segmentul de top al lansetei. Blocarea aceasta survine în urma mai multor factori, fie de la impurități, fie de la schimbarea temperaturii de-a lungul zilei. Poate pescarul a forțat un pic prea mult când a aliniat vârful cu restul, cu segmentul. Nu contează ce a cauzat, contează cum rezolvăm problema la sfârșitul partidei sau atunci când dorim în timpul partidei să schimbăm vârfurile. Bun, haideți să vedem ce soluții vă propun eu. Prima soluție este ceea ce ar trebui să devină o obișnuință pentru mulți pescari și în simpla mișcare de a scoate vârful din lansetă, pentru că din segment. Pentru că mulți pescari fac o mișcare de genul acesteia sau forțează pur și simplu. Nu. Mișcarea corectă și recomandată de mine și nu numai, este să facem o pârghie cu degetele mari și presând în această pârghie să facem îndepărtarea celor două elemente, a vârfului și a segmentului de top. Acesta ne ajută să păstrăm linearitatea celor două elemente, pentru că dacă ele cumva sunt un pic flexate, va fi foarte greu să le desfacem. Și asta se poate întâmpla dacă strângem la sub braț, dacă nu reușim să păstrăm o traiectorie a mâinii în orice altă variantă de deschidere. Mai mult, pârghia în sine ne conferă o forță mult mai mare de îndepărtare a celor două elemente. Varianta în situații mai grave, când nu reușim din prima, ar fi una pe care poate unii dintre voi au văzut-o la mine sau la alții, și anume dusul vârfului în spate, în spatele genunchilor mai precis, cu mâinile așezate pe picioare, în spate, pe paralele cu picioarele, prindem foarte bine, încercăm să ținem foarte, foarte drept și depărtăm genunchii ușor. Deci ne folosim de forța genunchilor, care depărtându-se presează în mâinile noastre, în cele două sensuri și desfac elementele blocate. Bun. Deci varianta aceasta, prima variantă pe care e și varianta corectă de a desface vârfurile este cea cu degetele puse în pârghie. Dacă nu a funcționat și nu a funcționat nici varianta în spatele genunchilor, care este același lucru doar că într-o altă postură, a doua variantă este să ne folosim pentru a avea mai bună priză de un element de silicon, cauciuc de cameră, de roată, sunt diverse soluții aici, poate fi chiar și un petec de anvelopă de la o vulcanizare. Și cu acela să facem pârghia și ori în două persoane, cu un prieten să zicem, ori chiar și de unul singur, să încercăm din nou. De ce? Priza pe care o face un cauciuc, un silicon la băț, e mult mai bună decât priza pe care o putem face noi cu mâna. Ne dă, pe lângă faptul că are o aderență mai mare, conferă vârfului, care este foarte subțire, conferă mai mult volum. Noi ne alunecă mâna și fiindcă e foarte subțire. Dacă ar fi fost vorba de o coadă de mincioc sau de eu știu ce alt element mai gros, acolo ați văzut că priza e mult mai bună. Deci, cu ajutorul unui cauciuc, obținem două lucruri. O aderență mai bună și volum mai mare, astfel încât priza și forța pe care putem să o exercităm este mult mai bună. Deci o soluție, cea mai simplă soluție ar fi acest banal elastic de bani. Îl găsim peste tot, de la legăturile de mărar la piață până la, știu eu, cine are bani, pe tancurile de bani. Să sperăm că nu ajunge să aplicați cea de-a treia soluție,
pentru că pe aceasta o recomand cu oarecare moderație. E o soluție de avarie, e o soluție cu un grad de risc destul de mare. Și mă refer aici la folosirea unui uscător de păr, a unui fân. Prin încălzirea cu ajutorul acelui dispozitiv a segmentului, deci nu trebuie să încălzim și vârful și segmentul de top, doar a segmentului de vârf, în zona în care se îmbină cele două elemente, realizăm, deci încălzirea trebuie făcută cu grijă, în primul rând, în funcție de puterea fânului, în funcție de căldura, de distanța la care ținem bățul, etc. Poate fi o încălzire mai puternică sau mai puțin puternică. Dacă sunt două elemente lipite, cum sunt cele blocate în cazul nostru, și reușim să încălzim unul, acesta prin dilatare rupe aderența față de cel blocat înăuntru. De aia este important să nu le încălzim pe amândouă, pentru că altfel s-ar putea dilata și vârful concomitent cu segmentul de top al lansetei și nu am obține ceea ce ne-am propune. Deci este o soluție în cazurile extreme, poate să ne ajute, dar nu vă gândiți la ea ca la prima opțiune. Mai sunt și alte variante. Una dintre ele pe care eu nu cred, nu o folosesc, deși am ce-mi trebuie, să zic așa, este folosirea unui spray multifuncțional și sprayerea cum este VD40, un spray cu foarte multe aplicații. Eu îl am în casă pentru că îl folosesc în principal pe la motocicletă, dar și la mulinete, când vreau să le curăț, etc. Spray-ul acela are capacitatea de a pătrunde foarte ușor în spațiu, din microspațiul ăsta dintre vârf și segmentul de top. Numai că el nu poate să pătrundă în profunzime. Deci dacă blocajul e undeva aici în prima parte, ar putea să ajute, dar este puțin probabil. Acestea ar fi soluțiile. Ce să nu faceți? Pentru că sunt și sfaturi care vă recomand altceva și eu vreau să vă spun de ce să nu faceți următoarele. Nu faceți răsucirea, nu încercați răsucirea. Cei mai mulți pescari pe care îi văd răsucesc vârful și segmentul de top. Trebuie să înțelegem că sunt totuși vârfuri de diametre foarte mici. Peretele segmentului de vârf la îmbinare este destul de subțire, iar torsionarea aceasta duce rapid la slăbirea și poate duce chiar la un dezastru care se poate produce acolo, la slăbirea în timp a îmbinării. Deci putem să rupem segmentul și este o pagubă pe care nu o doresc nimănui. De asemenea, foarte destul de multe sfaturi sugerează inclusiv să prinzi cu grijă cu un patent și să tragi pentru a avea priză. Chiar și dacă folosești cauciuc sau alte variante, controlul presiunii pe care o aplică patentul este foarte greu de făcut. Deci eu nu o recomand. Ce vreau să mai zic, și la torsionare se mai poate întâmpla și altceva, fiindcă inelele sunt foarte apropiate și nu găsim întotdeauna priza, poate prinde și un inel, dacă ne scapă, riscăm, ok, nu rupem ăsta, nu se slăbește, dar riscăm să strâmbăm un inel. Asta duce în timp fie la nealinierea lui sau dacă îl strâmbăm și încercăm să-l aducem la loc, îi slăbește și rezistența piciorului acelui inel. Sau sare pastila, sau se pot întâmpla foarte multe. Deci nu încercați varianta prin torsionare, nu v-aș recomanda absolut deloc varianta cu patentul, nu este cazul. Dacă folosiți una din cele pe care vi le-am prezentat, nu cred că nu reușiți să scoateți un vârf blocat. Și mai ales, ăsta e un sfat mai puțin, din fericire, mai puțin dat, dar l-am văzut și pe ăsta dat, lovirea acestei zone cu un obiect tare, în ideea în care nu știu ce s-ar putea întâmpla. Nu faceți așa ceva. Carbonul, grafitul, care se găsesc în toate lansetele din zilele noastre, din acest moment, sunt casante. Se sparge,
chiar dacă nu, nu vedem pe moment sau așa, se poate slăbi, ajungem într-o altă partidă la un drill să ni se rupă din tenir cei și nu știm ce s-a întâmplat. Deci nu încercați această variantă. Sper că pentru eventualitatea nedorită, cum ar fi aceasta a blocării vârfului, ați găsit în sfaturile mele câteva soluții. A fost o emisiune scurtă, singurii pești sunt aia din acvariu, dar așa se întâmplă iarna. Așteptăm sezon. La revedere!